Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Am ring light-ul pus pentru că aștept o fată să vină să-i pun gene și am zis să fac și introducerea acestui vlog, că poate mai târziu nu apuc. Astăzi este marți și am zis să dăm startul unui nou vlog. Încă aștept să mi se încarce clipul pe care voi trebuia să-l vedeți duminică seară, luni dimineață, cel târziu, doar că ieri toată ziua nu ne-a mers netul. Dacă mă urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, ați văzut că am lăsat acolo la stories, v-am zis care este povestea și nu mi s-a încărcat. Nici acum nu este. L-am pus dimineață din nou pentru că aseară ne-a dat drumul la internet, dar nu știu ce se întâmplă, merge foarte greu. Oricum este o problemă de la ei, pentru că soțul meu a luat legătura cu ei și este ceva neregulă de la ei. Cred că am un fir de păr pe față, nu văd acolo unde e, dar îl simt eu aici că este. Nu știu, părul meu nu vrea să stea deloc, abia ce am făcut baie duminică și, nu știu, duminică seară. Nu vrea să stea absolut deloc, nu știu, câteodată îmi vine să-l tun achelie. Să nu mai am un pic de păr, nici acum n-am apucat să mă vopsesc, pentru că pur și simplu timpul nu ne-a permis. Ba am fost ocupată eu, ba a fost soțul meu și tot așa, doar că nu mă grăbesc foarte, foarte rău, ca să zic așa, pentru că încă nu se cunosc foarte rău firele. Bine, le-am mai tras eu mai unul pe aici, le-am mai tras eu pe cele care se văd foarte rău de pe mijloc. Le-am tras cu penseta. Știu că mulți mi-au zis că nu este bine, parcă am mai specificat eu chestia asta într-un vlog, că nu este bine, că o să crească mai multe, dar, nu știu, eu așa le fac. Mi-am făcut și unghiile, uitați, ceva neobișnuit pentru mine, vă zic sincer. Deci, din punctul meu de vedere, mie îmi plac aceste culori, deci nu zic nu, dar îmi place să le văd la altcineva. Eu când mă uit acum la unghiile mele, mi se pare că am unghii de pițipoancă. Deci nu știu, mie mi se pare că nu-mi stă deloc bine cu ele, cu asemenea unghii colorate, dar am zis să mai schimb și eu. Am folosit și top coat-ul acela mat, le-am scurtat. Să știți că degetul de mijloc nu este unghia strâmbă, este degetul meu strâmb, nu știu dacă se vede. Hai că așa se vede. Și de aceea se vede ciudat. Deci este degetul strâmb, nu e unghia strâmbă. Și da, vedem ce mai facem astăzi. Probabil după amiază o să mergem să ne plimbăm prin mall. Avem un pic de treabă. Mai facem și câteva cumpărături. Hăinuțe fetițelor le-am cumpărat. V-am arătat câte o rochiță pentru Paște. Doar că aș mai vrea să mă mai uit de ceva de încălțat. Și ștrampi pentru... Bine, Alana eu o să iau, că na, este Paștele, dar ea are o grămadă. De exemplu, acum, Catalea are decât două perechi de Adidas, trei, care îi sunt buni. Restul, așa are vreo trei perechi, care nu a apucat să le poarte. Și soțul meu îi cumpără continuu. Dar mi-a zis, lasă, că uite, are și Alana noi. Noi v-am zis eu că am ținut toate hainele și încălțările și așa. Iar acum Alana... Am început să ia călțările Catalei de când era Catalea mică, cu toate că sunt un pic cam mari, dar sunt ok, adică poate să meargă în ei, nici strânși, dar nici foarte, foarte mari, nu mă înțelegeți greșit. Și da, ea e un pic mai mică în picior decât Catalea, bine, și mică ca și corp mă refer, ea e oricum mică, ea încă poartă haine... Are unele haine pe care le dau de 9-12 luni, pe care chiar le poartă și sunt bune. Și are și haine un an, un an jumate. Încerc să scap de cele de 9-12 luni. Da, deja vorbesc de 4 minute. Nu știu exact ce ați înțeles aici, dar câteodată simt nevoia așa să vin aici să mai pălăvrăgesc cu voi. Și așa voi mi-ați zis că vă face plăcere să... vorbesc cu voi și că vreți să vorbesc mai mult. Mie îmi place vorba, îmi place să vorbesc, nenicule, dar vorbesc și, nu știu, ore în continuu. Mi-am pregătit aici masa, ring light-ul, o să vi le arăt și voi imediat, întorc camera și aștept fata respectivă să vină. La 10 trebuie să vină, nici nu știu câte ceasul, că n-am acolo, n-am ceas, cred că este vreo
9:45, ghicesc eu, era 9:40 când am coborât de sus. Dacă auziți țipete sau ceva, vecinii mei iar se ceartă, deci nu știu ce se întâmplă cu ei, nu mai suport să mai stau aici. Se ceartă continuu, țipă, trântesc și tot așa. Și poliția, vă zic sincer, vine mai zilnic. Da, deocamdată cam acesta este spațiul meu. Am aici masa, scaunul reglabil pe care mi l-am cumpărat și ring light-ul pe care l-am cumpărat zilele trecute. Eu aveam un ring light mai mic, dar ce credeți, mi-au dat fetițele peste el și l-au spart. Pe acesta l-am luat de pe Amazon. O să vă las link în descriere dacă îl mai găsesc. A fost 130 de lire. Sau 120 ceva, oricum vă las link, eu nu țin minte prețurile, așa, voiam să-mi iau unul, vă zic sincer, din acela în formă de U, care vine exact deasupra pernei și deasupra clientei, doar că v-am mai zis, eu și în clipurile trecute, nu știu dacă o să meargă treaba asta cu genele, iar așa ring like haideți că am zis aici, ring light-ul acesta îl pot folosi și când mă machiez, și când fac unghii, și când fac poze, mai târziu, dacă o să meargă treaba cu genele, vă dați seama că o să-mi iau un ring light din acela, o lumină specială pentru gene. Măsuța fetelor și cu jucăriile au rămas acolo pentru că deocamdată nu am unde și v-am zis, deocamdată fac practică, deci nu e ca și cum sufrageria ar fi salonul, living-ul ar fi salonul, nu, în niciun caz, eu fac practică deocamdată, v-am mai zis eu nu iau niciun ban, cu toate că eu am consumabile și pe care trebuie să scop bani din buzunar să le fac și da, cam aici îmi desfășor eu, e mult spus activitatea, haideți că mai întorc camera că să mai vorbesc cu voi. Haideți că am zis să mai discut un pic cu voi. E mult spus desfășor activitatea pentru că nu fac nici zi de zi. De exemplu, săptămâna trecută, nu mai știu, a fost o zi, cred că sâmbătă, ieri trebuia să vină tot așa o fată, nu a venit pentru că, na, din diverse motive și astăzi trebuie să vină iarăși o colegă de muncă, sperăm că o să vină, adică, na, trebuie să apară din minut în minut. Și da, deocamdată așa am desfășor eu activitatea. Vedem pe parcurs cum o să meargă. V-am mai zis eu vouă sau cred că cel puțin, sau nu știu exact dacă am zis aici sau am vorbit cu alte persoane. Nu-mi permit momentul de față să mă duc să închiriez un loc unde să pun gene, să fac unghii și așa, în care chiria este, nu știu, plătești undeva la, să zicem, 800 de lire, dar cred că un spațiu de închiriat este mai costisitor, mă gândesc, nu știu, pentru că trebuie mai multe chestii și nu-mi permit în momentul de față când eu nu am nici, nu știu, să vină pe gratis, dar să mai plătească o sumă de bani. V-am zis, nu regret că am făcut aceste cursuri pentru că sunt bune pentru viitor, nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul, probabil pe viitor, iarăși că am zis viitor de 1000 de ori, o să mai fac, dacă nu o să meargă, o să fac ceva reîmprospătare, dacă o să mă mut în alt oraș sau altă țară sau niciodată, nu știm ce ne rezervă viitorul, deci am ajuns foarte sceptică la treaba asta. Dar, în schimb, cel de unghii nu o să regret că o să-l fac, chiar dacă nu o să am cliente, nu o să-mi pară rău, pentru că ce o să învăț acolo o să pun în practică pe mine, știți foarte bine, de în iulie, cred că, nu, în iunie, fac un an de când îmi pun unghiile singură și sunt mândră de asta. Da, sunt unele săptămâni în care îmi țin 2 săptămâni, 3 săptămâni, oricum. Eu mi le pun cu oja semi și oja semi producătorii garantează pentru ea în jur de 3 săptămâni. Se zice că se vine la întreținere la 2 săptămâni, cel puțin din ce am citit și eu pe site-uri. Și da, momentan v-am zis, așa fac până, nu știu, până o să văd eu că o să fie lumea interesată, că o să vor, nu știu, că o să vină ei până într-un final.
Gata, dragilor, nu mai vorbesc foarte mult, mă pun acum să-mi iau șosete în picioare pentru că am deschis geamurile, trebuie vama este, trebuie să fie o temperatură adecvată. Am deocamdată 20.9 grade, am și geamul la living deschis și geamul la bucătărie, o să-l păstrez doar pe cel de la bucătărie deschis și mi-au cam înghețat picioarele. Iar noi ne auzim pe parcursul zilei de astăzi, nu știu ce se vede. A, și miram, măi, ce se vede acolo, dar sunt jucăriile Catalei, v-am zis. Nu am unde să le pun deocamdată. Pentru că tot am ring light-ul aici, am zis să profit că între timp când am pus genele, apropo, o să vă las pe aici prin cadru ce gene am pus astăzi. Mie una îmi plac foarte, foarte mult. Așteptăm și verdictul să vedem, ce zice doamna Nicoleta despre genele pe care le-am pus astăzi. Dacă sunt mai ok față de cele de data trecută. Aici am un colecție de la H&M și am zis că de ce nu să vă arăt, să vă arăt. Catalea este aici cu mine, se joacă cu masa mea. Alana doarme și soțul s-a dus până la GP. Ceva probleme cu o ureche în ultimul timp și a zis mai bine să ducă să verifice. I-am luat Catalei o rochiță așa de vară, roz, foarte frumoasă. Ia vină cu mama. For you? Me? Da! Of this! Mamia e de la mami, de la Jenny, iubirea mea, nu eu, doi. Așa arată, vai, dar cât de frumoasă este. It's princess. Princess, dress for princess Catalea. One princess here. Da, mami, ia uite, poftim. Wow, pink one, thank you, mom. Să crești mare, iubirea mea. Așa, tot Catalei am luat aici niște maiuțe, dar cred că ei sunt mari. To me? Tot fur pentru tine, mami. Da? Da. Me? Da. It will take it. E ușor, că ai dat cu căpuțul. It will take it. Imediat, stai așa să arăte mami aici. Un maiuț așa, da, cred că este un pic mari. Foarte drăguș acesta. Și unul, crești mare, iubirea mea. Și unul așa cu floricele. Ei sunt un pic mari acestea, cred că îi trebuia mărimea 2-3 ani, dar nu are nimic, pe mine nu mă deranjează. I-am mai luat aici niște sandale, mărimea 7, pentru că nu știu dacă v-am zis eu, ba cred că am început să zic dimineața ceva despre încălțările Catalei, mai toate încălțările i-au rămas mici, da, că am zis eu că unele nici n-au apucat să le poarte. Și am luat aceste sandale de vară, sunt foarte, foarte frumoase. Așa arată. Am răgușit. Sunt un fel de botine. Le pot numi botine? Ia uite, mami. For you? Nu papuci? Sunt sandale, mami. De la tine, mami. Încă o pereche așa, aceștia par cam mari. Mami, nu, dar toată e very dangerous, iubirea mea, da? Luase floricica aia în care pun lipiciu. Stai așa un pic, mami, să arăt aici la cameră și apoi ți le dă mămița, da? Mami, nu e voie cu aia, mami, că faci și la mânuțe. Așa arată și aceștia. Foarte, foarte frumoase. Alea sunt de la mami eyelashes. Știi că mami a pus dimineața eyelashes? Dar pe aceștia, da, mi-au trimis mărimea greșită. Mărimea 8 mi-au trimis-o. Imediat, iubirea mea, stai așa. Bă, și aceștia cred că tot 8 sunt. Nu, aceștia sunt 7 și aceștia sunt 8. Vedem, n-are nimic dacă nu mă deranjează să fie un pic mai mari. Din contră, îi stă piciorul mai lejer, mai ales în sandalele de genul. Uite-le aici, mami. Pentru că vara trecută când i-am cumpărat niște sandale, vă zic sincer, i-am cumpărat fix mărimea ei și o strângeau foarte, foarte rău în față pentru că e și un pic lată în picioare. Așa, și un ultim lucru pe care l-am cumpărat sunt niște pijamale pentru Catalea. Foarte frumoase. Ia uite ce mai are, mami.
Din o mărime a 3-4 ani, așa cu fermoar. Primul este așa cu gărgărițe. Cutest little bug. Cutest, nu, ce scrie? Cutest little love bug. Foarte frumos. Ia ultimul. A doua este așa. And this one. Pentru tine. Mi-a plăcut foarte mult acestea că au fermoar și imediat o umbra cu ele, o dezbrac. Sunt foarte, foarte folositoare. Când eram mică, când era ea mică, nu existau asemenea body-uri cu fermoar. M-ar fi ajutat foarte, foarte mult. I-am cumpărat și Alana, și Alana are câteva, bineînțeles, acum o să le aibă pe cele de la Catalea cu fermoar. Dar sunt pentru nou născuții, din punctul meu de vedere, sunt foarte, foarte practice. Așa se prezintă holul meu acum și m-am și aici în spate. Am făcut câteva cumpărături, nu o să vi le arăt în detaliu. Am pornit camera pentru că aș vrea să vă arăt oferta de la Morrison pentru Pampers. Este o ofertă foarte bună, eu le-am luat ca să am un box, da? Este 5 lire. Dacă ai card din acela de puncte. Eu n-am mai fost de mult la Morrison și cardul meu de puncte vechi, nu știu, am făcut că l-am pierdut și acum nu mai mi-a ambele carduri. Noi avem un card care avem 15% reducere pentru că lucrăm pentru ei și ar trebui cardul de puncte. Dar nu acceptă decât un card acum. Dar în fine, tot am făcut o afacere pentru că un box din acesta de Pampers, mai ales acesta Baby Dry Night Nappy Pants, sunt, deci este un box, 11 lire și eu am dat pe toate, că vine 10, 20, 30 pe 6 boxuri, ca să vă dați seama ce afacere am făcut și am luat numărul 5 pentru Alana 3 și numărul 6 pentru Catalea, pentru că ei pun doar noaptea, o să-mi ajungă aceștia, deci 24, vreo aproape 3 luni, să nu exagerăm, pentru că îi pun de când noaptea. Și aici, și acesta a fost la ofertă, inițial este vreo, nu știu cât era la raft, oare 20 de lire sau ceva de genul, și tot cu acel card am plătit 10 lire. Oricum, șervețelele acestea sunt foarte bune, eu le-am folosit la Catalea când era ea mică, dar vă zic sincer, pentru 9 șervețele 20 de lire nu aș da, mi se pare chiar exagerat, dar așa 10 lire pe 9 pachete mi s-a părut ok. Iar aici am fost la Românesc, am luat varză, vă arăt așa în mare, varză murată, semințe, vopsea de ouă, griș. Aici i-am luat soțului o sticlă de angeli, sherry, suc, ce-am mai luat acolo, cârnați, binga, și Alana a făcut dezastru în living. Iar aici e plasa cu carne pentru Paște, am luat costițe, am luat carne tocată pentru sarmale, carne de porc și carne de vită, burgeri, suc am luat acolo. Și voiam să vă arăt, dar stați așa un pic, că aici sunt pe hol și aici le-am pus pe toate. I-am luat și acești papucei Catalei cu Pepa, foarte, foarte frumoși. Poate și o să iau cheia de la mașină la Lana. Thank you, mami! Și au fost 7 lire. I-am luat mărimea 6, cu toate că ea poartă 7, pentru că aceia 7 erau foarte mari, vă zic sincer, că i-am probat. Și le-am luat fetițelor ștrambi. Tot pentru Paște, Catalei am luat 4-5 ani și, aoleu, dar ca toate pe aici. Și Alanei un an jumate, 2. Sper să nu-i fie mari pentru că nu aveau mai mici. Și le-am luat la amândouă la fel. Și aici am niște biscuiți, cremă de brânză, banane, kiwi. Am luat niște pișcoturi, că am zis că nu știu, poate fac ceva cu ele. A, și le-am mai luat fetițelor o jucărie. Stați așa, că o scot și vă arăt imediat. Aceasta este pentru baie, pentru că se spală foarte, foarte ușor. Vedeți, are, fiecare jucărie are găurele, cred că are de 1000 de ori. Deoarece pe acelea pe care le-au în baie vreau să le arunc, trebuie schimbate și m-am gândit că acestea sunt mult mai ok. Gata, mă duc, că dacă vă arăt ce a făcut Alana în living, cât timp v-am arătat eu aici, leșinați. Cam asta s-a întâmplat, cât timp v-am arătat eu vouă. Deci cam asta este viața mea de zi cu zi. Dau cu aspiratorul de cel puțin 4 ori pe zi.
țineți cont, a dat soțul, deci am dat eu aseară și a mai dat soțul o dată și cu siguranță până diseară mai dă de vreo 2-3 ori. Le-am luat aceste snacks-uri, nu știu, mie nu-mi plac, dar le mai au câteodată. Și Alana, ce credeți? De fericire, uitați, nu vă mai ară supat, că cu siguranță a intrat și supat sub canapea. Da, mă pun acum să strâng, ce să fac? Ce să fac, n-am ce să fac. Fia, pa, fia. Funny face. Hai, Dana, tu acum. No, pipia, papia, pu. I have funny face. Da, mami, imediat. Ia stai așa să mai zic Ana odată. Alana. Pe. Pu. I have pipia. I have funny face. Pipia, papia, pu. I have funny face. Da, mami, acum îți dau funny face. Pe. Da. Da, ia zi, cum te cheamă pe tine? B. Zi, Alana. Alana. Dragilor, astăzi este joi. Este deja ceasul 5. N-am făcut lucruri prea interesante până la ora asta, dar am zis să vă arăt. Eu vreau să fac un cozonac fără frământare și vreau să fac aluatul astăzi seară, pentru că trebuie ținut 12 ore la frigider, iar mâine să-l bag, decât să-i fac umplutura și să-l bag la cuptor. Bun, deci cum am zis, o să fac acest aluat pentru cozonacul fără frământare și o să închid acest vlog pentru că aș vrea să-l postez mâine, da, mami? E ok, mami. Așa, deci, rețeta, dacă nu mă înțelegeți aici, o găsiți la Jamila. La Jamila și pe pagină și pe YouTube. Mie mi-e mai ușor să citesc așa pentru voi de pe YouTube. Deci aveți nevoie de 1 kg făină băneasa 000. Eu am făină pentru pâine, pentru că am înțeles că aceasta ar fi cea mai ok. Acum vedem, sper să mă înțelegeți, că fetițele se ceartă acolo pe Play-Doh în spate. 550 ml de lapte călduț, 250 g de zahăr, 200 de grame unt topit, 15 grame de drojdie, 6 gălbenoșuri, 2 linguri coajă de lămâie. Eu nu o să pun coajă de lămâie, v-am mai zis, dacă mă cunoașteți, mie nu-mi place coajă de lămâie, dar în schimb o să pun un pic de esență de lămâie, 2 linguri de pastă de vanilie. Eu din nou nu am pastă de vanilie, dar o să pun un pic de esență de vanilie. 2 linguri coajă de portocală. Nici aceasta nu-mi place și nu am nici esență de portocală, deci o evităm. Și puțină sare. Ia să vedem. Modul de preparare îl dă pe YouTube. Ok, să facem în felul următor. Îmi dau drumul la muzică, pentru că eu așa funcționez cel mai bine cu muzica dată drumul. Mă apuc să-l fac și vă las modul de preparare în ecran, pentru că mă gândesc că este mult mai eficient pentru voi. Gata, mă pun acum pe treabă, îmi dau de la început, îmi dau drumul la Alexa, pentru că de asta am uitat. Deci eu mi-am pregătit toate ingredientele pe aici, nu știu dacă vedeți. Dar am pe Alex aici în bucătărie, am dat drumul la ea și am uitat să mai filmez. Gata, mă apuc de treabă.
așa arată. Eu nu știu dacă v-am zis că este pentru prima dată când fac acest cozonac fără frământare. Nu am mai făcut. Eu de obicei făceam acela cu frământare. Dar am zis ca să... Nu știu, să-l încerc și pe acesta. Vedem ce e și mâine. Dacă nu, oricum fac pască și... Mai acolo, mamă. Fac pască și mă salvează. Dacă mă urmăriți pe Instagram, nu știu dacă o să mai fac toate rețetele pe care mi le pusesem eu un plan, vă zic sincer. Pentru că inițial trebuia să vină mai multă lume și apoi ne-am splituit și da, în fine. Vedem care cum. Inițial trebuia să facem la noi acasă, cum am, dacă m-ați înțeles ce am vrut să zic. Dar vedem ce o fi. Deci cam așa arată. Jamila zice să-l lăsăm cu o folie deasupra la crescut o oră, iar apoi să-l băgăm la frigider pentru minim 14 ore. Nu, pentru minim 12 ore. Ea l-a ținut 14, dar puteți să-l țineți până la 24 de ore. Eu nici nu știu cât e ceasul. Este 5 acum, cu siguranță nu o să mă trezesc la 5 dimineața să-l fac. Probabil o să-l fac mâine în jurul prânzului sau de dimineață. Vedem și ce timp am. Gata, îl pun acum la crescut și revin peste o oră să vă arăt cât a crescut. Voiam să vă arăt ce am luat astăzi și ce am găsit. Două produse noi pentru mașina de spălat. Eu nu le-am mai văzut până acum, bine, acesta se scrie pe el că este nou, dar pe acesta nu l-am mai văzut. Cred că este și el nou. Acesta este să-l folosești de câteodată și acesta să-l folosești de mai multe ori. Eu de obicei îl folosesc pe acesta când cumpăr și pudră să pun în mașina de spălat. Mașina de spălat necesită o desinfectare. V-am mai zis, eu desinfectez mașina de spălat odată la, cred că, 2-3 săptămâni, depinde, în jur de, nu o las foarte mult, pentru că sunt și fetițele și mai ales Catalea, având problemele cu pielea, nu vreau să las să se... Nu vreau să las foarte mult mașina nedesinfectată. Mai am vreo două mașini de băgat cu hainele noastre, iar apoi, dar cred că diseară o să desinfectez și cred că pun acesta, pentru că acesta este unul. Miroase foarte bine, este pentru o singură doză și o să pun și un pic din acesta în cuvă. Chiar sunt curioasă cum este. Zice că lucrează de la 40 de grade. Eu oricum dau ori la 60, ori la 90, depinde. Acesta nu văd. A, da. La 60 de grade. Da, mă pun acum pentru că aș vrea să pun și cartofi și morcovi pentru salata Beof. Vreau decât să le fierb și să le fac mâine și noi ne auzim mai târziu. Cam așa arată aluatul. Mie mi se pare că a crescut. Nu știu că vă dați voi acolo seama. N-a crescut pe cât mă așteptam să crească. Totuși mi se pare că este cam moale. Pentru că dacă o să fac așa, dar nu se lipește. Oricum sunt curată pe mine. Vedem mâine ce o să iasă. Chiar sunt foarte curioasă. Ce s-a întâmplat, mama? Chiar sunt curioasă ce o să iasă, dar asta o să vedem mâine. Pentru că am de gând să filmez și mâine vlog cu ce pregăteli o să fac și o să pun așa, nu știu, două-trei zile o să pun daily vloguri. O să vin acesta mâine, mâine poimâine și poimâine răspoimâine și Paștele. O să fie, nu știu, câteva zile. Și da, mă pun acum să-i pun altă folică pentru că pe aceasta am rupt-o. Eu am luat unele de pe Shane, din acelea care se... gen caschetă, nu știu, din folie din aceasta cu elastic, dar sunt prea mici pentru ce am eu. Gata, mă pun acum să pun altă folie și să o bag în frigider până mâine.